Bun găsit, în episodul de astăzi vă voi vorbi despre un binecunoscut roman al literaturii române, este vorba despre Zenobia, roman semnat Gelu Naum. Gelu Naum, un poet, în primul rând poet român și eu o să vă spun de ce fac această precizare, care se naște în 1915, moare în 2001, traducător, romancier, dramaturg. El este cunoscut pentru că a fondat un grup de suprarealiști români, este reprezentantul suprarealismului. Soția sa, Ligia Naum, este personajul care inspiră această carte, Zenobia, publicată în 1985. Și acum câteva cuvinte despre roman. Genul Naum, în acest roman, aplică bine binecunoscuta rețetă suprarealistă. Dicteul automat. Ce înseamnă dicteul automat? Scrisul oarecum involuntar, fără un proiect, fără o structură, fără o arhitectură. Anticalofilia, adică autorul aici nu este interesat de stil. Incoerența asumată a poveștii se sare frecvent de la o poveste la altă poveste. Și, bineînțeles, un alt element apare aici, un alt element de suprarealism, fractura. Povestea nu este urmărită coerent, ci întreruptă brutal de foarte multe ori. Cred că marea problemă a suprarealismului este că el poate funcționa perfect în artele plastice sau poezie, dar în proza de lungă respirație devine obositor și enervant. Cel puțin, acestea, a fost, acestea au fost sentimentele mele atunci când am lecturat acest roman. Personajul principal istorisește, fără nicio noimă, o serie de întâmplări fără legătură între ele. Zenobia este o femeie fără personalitate, aproape fără corp, pe care autorul o invocă pentru a juca rolul unei iubite bizare. De ce bizare? Pentru că Zenobia este mai degrabă piesă de mobilier. Ea ascultă, face parte din decor. E greu de citit un astfel de roman și e greu de acceptat ideea unui text literar care nu își propune nimic altceva decât să experimenteze de dragul experimentului. Avem foarte multe lucruri care îngreunează aici lectura. E vorba de lipsa de coerență a poveștii, de lipsa asumată, voită, dorită a unui stil literar captivant și de asemenea un alt minus lipsesc reflexiile care ar fi putut salva ceva din acest text. Pentru mine, romanul acesta, Zenobia, rămâne doar o curiozitate a literaturii române, un experiment și nimic mai mult de atât. Vă citesc debutul romanului. Prea multe lucruri ne solicită, și dat fiind mecanismul echivoc al solicitării, prea multe cuvinte se îngrămădesc să le cuprindă să le ascundă în labirintul lor inutil și înșelător. De aceea poate că pe locuri, am să spun ce nu trebuia spus. Oricum, sunt convins că fiecare va medita mai mult asupra, asupra surplusului, lăsând la o parte starea în care plutesc, pe dedesubt, ca un notător subagvatic, de exemplu. Dar mai există și vuietul acela și capacitatea fiecăruia de a-l percepe. Vă spuneam la începutul acestui episod că Gelu Naum este poet. De ce am simțit nevoia să fac această precizare? Pentru că, din păcate, acest roman este scris cu instrumentele poetului. Există un oarecare lirism abstract în, în ceea ce încearcă să facă aici Gelu Naum și cred că și aceasta este cauza pentru care Zenobia, cel puțin pentru cititor, nu poate să spună mare lucru.